Nu, nu, nu. Inspectorii Agenției Naționale de Integritate au deschis un dosar prin care verifică averea lui Radu Mazăre, având în vedere că există suspiciuni că acesta ar fi dobândit o parte din avere ilegal și nu și-ar fi și cheltuielile sale ar fi mult mai mari decât veniturile pe care le-a obținut. În ceea ce privește casa despre care vorbeai tu, aceasta nu este pe numele lui Radu Mazăre și urmează ca inspectorii de integritate să verifice, să extindă verificările și asupra familiei lui Radu Mazăre, o procedură de altfel uzuală la Agenția Națională de Integritate. Dacă inspectorii de integritate ajung la concluzia că, într-adevăr, Radu Mazăre a avut cheltuieli mult mai mari decât veniturile realizate, atunci raportul va fi înaintat către Comisia de Verificare a Averilor de lângă Curtea de Apel cu propunerea de confiscare a sumelor nejustificate, urmând ca magistrații să iau o decizie definitivă în acest sens, iar dacă decizia magistraților este în defavoarea lui Radu Mazăre, se va dispune confiscarea sumelor respective. Mulțumesc pentru aceste informații. Liliana Anastase a fost în legătură telefonică directă cu noi. Vă prezintă și invitații cu care comentăm pentru început pe această temă. Iată, apar și date noi, și o cercetare paralelă, pe lângă ce îi se întâmplă deja domnului Mazăre, că i-a audiat la DNA, vă spunem ceva mai devreme. Alături de mine, doamna Monica Tatoiu și domnul Gheorghe Iancu, PNCCD, fost avocatul poporului, și Adrian Gurzău, Mișcarea Populară. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Da, vedeți ce se întâmplă în cazul lui Radu Mazăre, un om din aceeași categorie, așa numiților baroni locali, dumnealui se bucură și de o popularitate foarte mare acolo în Constanța, e considerat un personaj așa pitoresc, monden, dar care de fiecare dată s-a declarat în luptă cu DNA-ul, că e o forță așa deasupra tuturor politicienilor, în special a celor de la PSD, se pare, dacă este să ne luăm după ideea domnului Mazăre, așa o forță care mișcă lucrurile, nu se știe de unde vin deciziile, de unde apar dosarele și ce să vezi, dintr-o dată te ridică oamenii DNA-ului și își dus la audier. Doamne, eu vă spun că a fost procuror de Procuratură Generală. N-ai săvârșit nicio infracțiune, nu se întâmplă nimic. Mai mult, dacă cumva procurorul reacționează absolut ilegal, o să răspundă. Dar după părerea mea, până acum nu cred că s-a demonstrat sau din tot ce s-a întâmplat nu pot să rezulte faptul că acest om n-ar fi săvârșit nimic. Nu prea iese fum fără foc. În plus, eu n-aș fi de acord că se bucură de mare popularitate în Constanța, pentru că dumnealui este în ochii oamenilor la polii opuși. Sunt oameni care, sigur că îl susțin și nu știu cât de mult, pentru că văd că nu mai dă nici pachete și sau babele și moșii au început să supere, dar sunt și alții care văd care este realitatea și nu prea le convine și reacționează. Am văzut chiar azi dimineață un interviu făcut cu un deputat, nu știu de unde, nu mai îmi dau seama, Chiru, parcă se numește. Dar Gigi Chiru este președintele PDL-ului Constanța. Și care spunea niște lucruri de eu m-am crucit când am auzit de treburile astea. Mă mir că s-a întâmplat treaba asta așa de târziu. Nu așa de vreme. Și vă mai spun că au existat... Când e singurul dosar. Au existat încercări, să știți, acum câțiva ani să facă ceva, dar mai ales pentru ceea ce s-a întâmplat pe plajă. Pe plajă la Mamaia. Și ce vreau să facă, intenționa să construiască șoseaua de la malul mării, da, expropriind spații verzi. Da. Dar îmi cer scuze că vă întrerup, revenim la ce spuneați dumneavoastră ceva mai devreme. Pomeneam de casa domnului Mazăre, o casă foarte mare. Vedeți chiar acum imaginea din stânga ecranului, cele din dreapta sunt de la... din momentul în care cine a fost proprietarul? De masca. Cine e proprietarul? Asta fratele? Asta ar fi interesant să aflăm, pentru că acolo locuiesc și fratele și mama domnului Mazăre. Și dacă stăm și ne gândim dumnealui, domnul Mazăre, primar fiind, nu poate să aibă afaceri. Fratele a fost e parlamentar. E primar de foarte multă vreme.
Salariul unui primar e de vreo 4.000 de lei. Acum le-au mai mărit. Acum le-au mai mărit. 6.000 de lei. Din 6.000 de lei, cred că e destul de greu. Ar trebui să ai niște credite, practic, să plătești. Dar nu, gândiți-vă că acolo, sunt bărci de mare viteză care costă cât pensia unui, unui doctor pe tot restul vieții sale de pensionar. Chiar ne spune colega mea, Gabriela Mihai, în legătură telefonică directă cu noi, Gabi, spune-ne cum arată această casă, dacă pe voi v-a surprins, e într-adevăr un domeniu atât de mare pe cât se pare în aceste imagini? Și cine locuiește acolo? Bun găsit, ei bine, da, este un domeniu mult mai mare decât se vede în imagini, pentru că noi nu am avut posibilitatea să filmăm toată proprietatea. Vorbim despre un domeniu care este împrejmuit așa cum trebuie, sunt garduri foarte înalte și este foarte greu să avem acces acolo. Am făcut-o posibil să vedem și noi cum arată, într-adevăr.